Salutare iepurașilor și bine ați revenit pe canal. Vorbim astăzi de niște aspecte tehnice, de bază, elementare, în tirul cu arcul. M-am luat așa cu tot felul de complicăciuni și de review-uri și tot felul de aspecte de astea mai fancy. Și am avut de curând o revelație că sunt arcași destul de mulți aflați la început de drum care nu cunosc niște noțiuni cât se poate de elementare, de bază în tirul cu arcul, care îi ajută sau i-ar putea ajuta în primul rând la precizie, dar cel mai important la biomecanica tragerii și la forma corectă a tragerii. Și chiar arcași de club am fost surprins. Acum nu vreau să denigrez pe nimeni, Doamne ferește, se vrea a fi o chestie cât se poate de constructivă. Și arcași de club pun întrebări de genul ăsta. Când la club acolo se presupune că ar trebui să te învețe cineva niște chestiuni elementare. Și vorbim astăzi despre ancora sau anchor point, cum se zice în engleză. Ce este ea, de câte tipuri este și cum te ajută la tragere și mai ales la obținerea unei precizii. O să fac o tragere și să-mi spuneți voi ce e în regulă cu execuția mea de acum. N-am niciun punct de referință, n-am nicio orientare în spațiu, n-am nicio fixare a mușchilor în locurile lor potrivite și așa mai departe. Pur și simplu, random, arunc săgeata, mă grăbesc, mă hazardez, poate iar cu prea puternic, poate trebuie să iau unul mai slab, cine știe. Și atunci, vorbim astăzi de ancor, care, teoretic, ar trebui să fie un punct fix de pe față. Da? De pe față, de pe maxilar, de pe mandibulă, de aici, de la ochi, de la ureche, de unde vreți voi. Ideea este să fie un punct fix ales, puteți să experimentați. Nu e obligatoriu să vă stabiliți o singură ancoră și să trageți toată viața așa. Experimentați și găsiți-vă idealul vostru. Sunt multe, multe moduri corecte de a trage, dar și multe moduri extraordinar de greșite. Un punct fix de pe față care să fie de fiecare dată la fel, dar de fiecare dată la fiecare săgeată și la prima și la 100 săgeată trasă în ziua aia să fie exact la fel de fiecare dată pentru a obține acea consecvență și acea aliniere. Și atunci, după ce am arătat aberația aia, arătăm modul corect, cu aliniere, cu tot ce trebuie. Da? Deci, dacă arcul nu e prea puternic pentru tine și nu-ți rup capul de la început, da? Ești orientat vag către țintă, aduci, da? Și ancora mea e undeva aici. Vedeți că am pana în gură, da? Și eliberezi. Deci încă o dată, asta este ancora mea. Eu trag 3 de desubt. Se pot alege ancore și split finger și tot v-am spus, există o varietate. Dar de fiecare dată la fel. Am o postură dreaptă, da? Duc arcul vag spre țintă. După care aduc la ancoră, ancorez, țintesc și eliberez. Și când voi face de fiecare dată la fel și la fel, atunci îmi permite să compensez și pentru distanțe, o elevație, și pentru declinat sau înclinat, dar trebuie să am acea ancoră de fiecare dată la fel. Pentru a ieși o chestie constructivă. Și așa poți să-ți aduci și mușchii, memoria musculară. O fac inconștient, credeți-mă, nu acum demonstrez pe etape ca să iasă o explicație, dar eu o fac inconștient. Acolo mă duc și în somn. Dacă mă trezesc din somn, acolo mă duc la ancoră. Știi? E atât de instinctiv. Știi? Da? Deci sunt aici, pana mi-e în gură, vedeți? Ating cu gura pana asta, da? Și eliberez. O aliniere corectă. Cam asta înseamnă ancora, cam asta înseamnă o disciplină aplicată corect. Vă salut!